Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități în întrebări pe temul proiectului, vă rog să le adresați. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș vrea să anunț că domnul Paloș a o întârziere. Știu. Ajunge și mi-a spus că este de acord cu toate. Dar la bugetul, am avut o discuție cu doamna director executiv. Am văzut că și pe secțiunea de finanțare și pe secțiunea de dezvoltare, fundamentarea bugetului s-a făcut pe un deficit bugetar. Deficit, da, care va fi acoperit din excedentul anului precedent. Pe anul respectiv. Eu mi-am mai notat aici, am asistenții personali, ai persoanelor cu handicap. Scriu eu de unde se plătesc. Începând de anul acesta, se plătesc din sumele primite pentru echilibrarea bugetului local. Da. Din unele contribuabile bugetului local. Adresa de la Direcția Finanțelor Publice, am văzut acolo un cup, s-au prevăzut credite bugetare destinate stingerii părților, plăților restante. Da, doar că, din fericire, la primul an, mi-a plăcut, am încheiat anul cu 18.000 plăți restante. Sunt foarte mic în comparativ. Da, da. Mulțumim, doamna. Dacă mai sunt întrebări pe marginea bugetului, dacă nu și-o pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă. Comisia economică, dacă mai sunt necesități, mai răzumiri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărie a municipiului Moinești. Comisia de urmărit, vă rog să adresați întrebări sau dacă aveți neclarități. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, punem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votare în acest. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 3, din 14.01.2016, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructură de străzi în municipiul Moinești și strada General Nicolae Șorba, Alfredului Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 8 din 27.01.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea strada Nicu Enea, municipiul Moinești, județul Bacău și indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, vă rog dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să ține cineva? Mulțumesc.
Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt clarități, ne-a lămurit. Întrebări? Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și a taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați. Comisia Economică, dacă sunt de clarități, ne lămurim. Întrebări? Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 102 din 14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Moinești, județul Bacău, pentru anul 2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, vă rog să puneți. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri, neclarități. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se vede cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Nu este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică, întrebări, mă gândit. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, a terenului și clădirii aferente Centrului Cultural Mira, situat pe Strada Libertății numărul 1, nici pe Moinești, de Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă sunt cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, ne la lucruri pe marginea proiectului. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru promovare? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Moinești a unor suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar ține ceva, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votare. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată pe strada Libertății, bloc B2, apartament 15, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt localități sau întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot, la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 14 februarie 2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ai amurit. Dacă nu vreau să spunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Da. Pentru această comisie, nu? Da. Comisie de evaluare. Da. Vă rog să propuneți doi consilieri. Da. Permiteți o propunere? Dorim pe domnul viceprimar să facă parte din comisie. Domnul Mircea. Aș de la alt partid. Deci, da, vă rog. Da. Permiteți-mi să supun la vot cele două propuneri, domnul Mircea și domnul Filip Filian, dar sunteți de acord. Comisia de urmări, vă rog votați. Cine este pe acord? Împotrivă? Să abținem ceva? Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Prevedența care s-a fixat este la nivel minim, nu? Adică trebuie să fie capul de mii, de aici, din punctul de plecare, în legitimitate. Discuție pe marginea proiectului. Cine face propunerea pentru comisia? Domnul Busuion. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Comisia economică, dacă sunteți de acord cu cele două propuneri și dacă nu sunt nelămuriți sau întrebări cu marginea materialului, vă rog să supunem la vot proiectul cu cele două nominanțe, domnul Busuion și domnul Negricea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 14 februarie 2019. Da. Privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive pe semestrul 2019 în municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă nu sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile
pentru intervenție de urgență în cazurile de violență domestică. Comisia de urmare, întrebări și discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot și ne stăteam. Împotriva, se abține cineva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva. Comisia economică, dacă sunt clarități sau întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu vă rog, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea direcției de asistență socială. Comisia de urbanism, dacă aveți declarări, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată unanim. Comisia economică, dacă sunt declarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Voinești cu UNICEF România în vederea implementării proiectului România crește cu tine, educație, studie, o investiție în viitor. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Muinești afectate de incendiu. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Dar cine este la urmă? Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată unanim. Comisia economică, dacă nu sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului acestui proiect, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Ciobanu Todirel, persoană vârstnică cu handicap. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține cineva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Comisia economică, dacă nu sunt întrebări sau neclarități privind acest proiect, vă rog să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 20. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării ajutorului de urgență pentru doamna Nedelcu Elena, persoană vârstnică. Comisia de urbanism, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia economică, dacă nu sunt întrebări sau neclarități pe marginea materialului acestui proiect, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. 21.
proiect de hotărâre privind asocierea unității administrative teritoriale Moinești cu așezământul social filantropic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Moinești, în vederea sprijinirii familiei aflate în situație de risc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Dar ține ceva? Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Votat pentru unanimitate. Comisia economică. Dacă nu sunt întrebări, punem clarități. Vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extrabilanul municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține cineva? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat pentru. Comisia economică. Dacă nu sunt întrebări, ai clarități. Vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren situate, unei suprafețe de teren situate în extrabilanul municipiului Moinești, în favoarea SCOMV Petrom-SA, în vederea realizării proiectului conducte amestec și conducte gaze naturale de la PEMAL 538 Moinești la PARC 807 Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, nu particip. Înțeles? Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul... Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat pentru. Comisia economică. Dacă nu sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de prestări servicii funerare. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Așa că e o întrebare, dar înainte de asta un scurt comentariu. Orice societate comercială, fie ea și prestări de servicii funerare, are un administrator. Un nume și termen. În momentul când se face o cerere către Consiliul Local, care solicită avizul Consiliului Local, cred că era bine dacă se trecea numele administrator. Dacă scoate. Acolo, în raportul de specialitate nu am văzut. Este destul de lung, invocat de o serie de articole legi, dar nu am văzut numele acestui administrator. Ne poate spune ca un consiliu. Este numele la administrație. Asta este întrebarea. La dosarul de ședință s-a depus toată documentația necesară, inclusiv actele administrative emise pentru... Este reprezentată de Stan Iorghe, Stan Păpuș, Stan Putare, Mătuchit și Mâini. Era vorba de persoană juridică. De aia. Da, poate are mai mulți administrați, o să ar putea să aibă 3, 4, 5. O dată ce are o poziție, poate să o schimbă. Păi, da, treci pe toți acolo, domnul Moartă. Chiar dacă sunt mai mult,
discutăm în sfârșit. Supunem la fost în forma propusă de și ce activitate economică care se deschide acum în oraș. Eu cred că trebuie să avem. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, să nu știu nu pot să dacă nu vreau să spunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține. Este proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 172 din 23.10.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunilor în activități componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului. Comisia de urmărit, dacă aveți neclarități sau întrebări de tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți neclarități, întrebări, privind acest material de proiect, dacă nu vreau să supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu sunt, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești. Strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 45, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Să înțeleg că e acea grădiniță. Da, terenul care a rămas în urma demolării grădiniței. E vorba de 1800 ceva de metri. Ca să-l putem scoate la licitație, l-am învârstit în două, ca să se poată construi două locuințe. Da. Da, mulțumim. Mai sunt întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în anumită. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu vreau să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada zona Osoi. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Comisia juridică. Abținerea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public de medie tensiune pe strada Tăpurat, municipiul Moinești, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări în tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt legalități, întrebări. Dacă nu vor să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Azi. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineș, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt legalități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineș, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dați-mi ceva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Moineș și Unicef România, în vederea implementării proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău, model 2.0. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități privind proiectul. Dacă nu sunt, spuneți proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat una. Comisia economică. Dacă sunt întrebări. Dacă nu vor să la acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit. Domnilor și domnilor consilieri, deschide ședința de plenă a Consiliului Local al Municipiului Moineș și comunitatea Cătălina Mâine. Convocarea acestea și efectuați prin Consiliul Comunal Municipiului Moineș, numărul 314/2019, în conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1 legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare legea administrației publice locale. Vă informez că ședința este legal constituită prin prezentul număr de 18 consilieri din cei 19 consilieri din Moineș validați cu funcție. În vederea aprobării procesului verbal întocmit la ședința ordinară din 13 martie 2019, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de varianta care a fost supusă procedurii de transparență decizională, fiind publicată atât pe site-ul instituției, cât și la fișierul de incinta instituției. Mulțumesc, ne fiind completări, supun la vot constituirea procesului verbal al ședinței ordinare din 13 martie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Țineți. Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din 12 aprilie 2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, urmând parcurgerea acesteia. Ordinea de zi, după cum știți, a fost deja parcursă pe comisii, plus suplimentarea cu cele 5 puncte.
dacă sunteți de acord cu această ordine a ședinței, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al municipiului Măinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Trecem la votul complet. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiectul dat în urmă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a municipiului Măinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog să vă mulțumesc acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 14.1.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructurii de străzi în municipiul Măinești, strada generală Nicolae Șova, județul Macău și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm simplu. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul dat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 8 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice de reabilitare strada Nicuienea, municipiul Măinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm pentru acest proiect. Cine este pentru promovarea lui? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și a taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Măinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm în primul acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 202 din 14 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Măinești, județul Bacău pentru anul 2019. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, vă rog să trecem la votarea în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă, abține, mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să trecem la votul în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Mănești, a terenului și clădirii aferente centrului cultural Ligia, situat pe strada Libertății numărul 1, municipiului Mănești, județul Bacău. Rog ca Comisia Juridică raport. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Mănești, a unor suprafețe de teren situate în municipiul Mănești, de sub acolo. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vreau să vă dăm și în acest moment cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Mănești, situația în strada Libertății, bloc B2, apartament 15, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să trecem la votul în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 35, 14 februarie 2019, privind aprobarea reorganizării clubului sportiv municipal Mănești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să trecem și la votul în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil teren situat în municipiul Mănești, județul Bacău. La acest proiect deja s-au făcut și niște nominalizări pentru comisia care va valida licitația, respectiv domnul Lucioc și domnul Lucioc. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi cu propunerile propuse pentru Comisia Licitație. Domnul viceprimar și domnul Ionuț. Domnul Ionuț. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru cele două propuneri. Domnul Ionuț. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru cele două nominalizate. Deci vă rog să trecem la votul în plen, inclusiv cele două propuneri cu cei doi membri care vor face parte din Comisia de Urbanism, și domnul Ionucea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 39, din 14 februarie 2019, privind aprobarea manifestațiilor culturale și sportive în semestrul 1-2019 în municipiul Mănești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei echipe mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect votat la unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mănești.
Programul Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Programul Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Programul Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Mulțumesc. Vreau să vă dăm în plânsul acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Muinești cu UNICEF România în vederea implementării proiectului România crește cu tine. Educație timpurie cu investiții în viitor. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Mulțumesc. Rog să vedem în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Muinești afectate de incendiu. Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Rog să vedem că acest proiect este pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Ciovan Victor Ierel, persoană vârstnică cu handicap. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Mulțumesc. Rog să votăm și în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării ajutorului de urgență pentru doamna Nedel Curilena, persoană vârstnică. Rog la Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog la Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog la Comisia de Organism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Mulțumesc. Vreau să vorbim și în cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind asocierea cu Atelier Muinești cu Asociația Așezământul Social Filantropic Sfântul Mare Ucenic Gheorghe din Muinești, în vederea sprijinirii unei familii aflate în situații de risc. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară de certificatul agricol la oprimină suprafețe de teren situate în extraordinar în municipiul Muinești. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Vă rog să votăm și în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de teren situate în extraordinar municipiului Muinești în favoarea SCE PNSA în vederea realizării proiectului conducta amestec și conducta gaze naturale de la punctul de măsură 538 Muinești la parc. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Domnul consilier Pascal Cezar ne participă. Mulțumesc. Vă rog să votăm și în plen acest proiect. Mulțumesc că domnul consilier Pascal ne participă la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de prestări servicii funerare. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Rog raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Rog raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru?
Mulțumesc, vreau să vă rog și întreb cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 172 din 23 octombrie 2018 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de stabilizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului. Vă rog, raport comisarului. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog, raport comisarului economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport comisarului economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, vă rog să vă rog și în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea desmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești al Aturilor de Adinerescu, numărul 151 B, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să vă rog și în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea desmembrării unui imobil situat în municipiul de Moinești, strada API Cuța, numărul 45, județul Bacău. Scurt raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Scurt raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Scurt raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, vă rog să votăm în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Din lista de susținutare pentru această ședință, trecem la numărul 1, proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, zona Osui, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, vă rog să votăm în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public de medie pensiune pe strada populară municipiului Moinești, sub acolo. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vreau să vă rog votarea în acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vreau să votăm și în cine este pentru. Împotrivă. Abține. 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să vă rog și în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Am ajuns și la ultimul proiect. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Moinești și municipiul România. În vederea implementării proiectului, incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău, model de construcție. Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Rog, raport Comisia Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc, vă rog să votăm și în acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Au fost validate și aprobate. Dacă mai sunt ceva la diverse,
Da, la punctul 33 să spun și eu ceva. După cum vedeți, astăzi a fost o ordine de zi cu 33 de puncte. Cred că din materialele puse la dispoziție de executivul primăriei, reiese că nu au fost probleme și iată, fără niciun amendament, s-au votat cele 32 de puncte de pe ordinea de zi. Asta denotă, dați-mi voie să spun eu, dacă n-a spus-o nimeni dintre dumneavoastră, aparatul de lucru al primarului, împreună cu cei din conducerea executivului, cred că își fac treaba așa cum trebuie, corespunzător. Le mulțumesc pe care asta, pentru că își aduc contribuția la realizarea acestor materiale și nu numai, și la aducerea la îndeplinirea lor. Pentru că suntem într-o perioadă de sărbătoare a municipiului Moinești. Știți cu toții că 16 aprilie, anul acesta, se împlinesc 123 de ani de la nașterea lui Tristan Țara. Are loc acest festival internațional. Sunt musafiri deja veniți în municipiul Moinești din Germania. Urmează să sosească din America și Italia. Pe această cale vreau să vă invit să participați la aceste evenimente ce se vor desfășura începând de mâine. Ați primit fiecare câte un program. Aș vrea să vă invit în mod special la un moment mai festiv, să spun așa, deschiderea oficială de vineri de la ora 15, când vor fi prezenți și oficial atât de la nivel național, cât și de la nivel județean, cât și personalități ale municipiului Moinești. De aceea vă rog să faceți act de prezență, să atât dumneavoastră cât și cei din de concentrate, de la poliție, de la jandar, de la școli, spital, cât și colegii mei din primărie. Pentru că știți că fiecare an primarul pregătește un raport. Luna viitoare, la ședința ordinară, va fi prezentat raportul primarului. Atunci o să trecem în revistă tot ceea ce s-a realizat în ultimul an și ce urmează. Dar pentru că este important să știți și ce se întâmplă cu acele proiecte pentru care sunt semnate contracte la această dată, cele două pe PNRR, podul de la strada 1 Mai și școala Ștefan Lichian, sunt în procedură de achiziții, urmează să se termine licitația și să se stabilească executantul acestora. Pe fonduri europene sunt cele patru proiecte, unul pe anvelopare, clădire rezidențială, blocul 10, și acela este în procedură, se ajute că câștigătorul acum, iar celelalte sunt în procedură de achiziții, școala George Enescu, liceul Cobălcescu și sediul DAS. Toate acestea valorează cu 10 milioane de euro. Și de săptămâna trecută sunt deja la Ministerul Dezvoltării pentru semnarea contractului, așteptăm invitația pentru semnarea contractului, pentru acel proiect de 14,5 milioane de euro pe mobilitate urbană și ambulatorul de specialitate de la Spitalul Municipal Moinești. Sper ca în 2-3 săptămâni să ne cheme să semnăm și contractele pentru aceste proiecte. Urmează demararea construcției grădiniței de pe strada Cenegri, din spate de la blocul Greci, în apropierea parchetului nou, și celelalte proiecte care mai sunt în valoare la ADR. Dar toate astea le vom dezvolta în ședința următoare. Cam atât, pentru că vin sărbătorile pascale, vă urez și o sărbători fericite și un Paște fericit. Thank you.